Aici avem două găleți cu apă. În această apă s-a introdus vitamina C și un pic de sare. Există două tipuri de intoxicații la albine. De ce am și filmat acel film cu începutul cu apa și cu vitamina C? Vitamina C este, sau cel puțin ajută albinele să nu fie, să facă față mai ușor la intoxicații. Așa, în timp ce voi verifica aici, vă voi spune mai multe. Deci există mai multe tipuri de intoxicații. Există intoxicația chimică. Această intoxicație chimică are legătură cu otrăvirea directă a plantelor sau erbicidarea. Sau se mai vede în această perioadă insecticide pe roșii, pe castraveți, pe ce se mai dă? Pe aceste legume, chiar dacă ești într-o zonă rurală, acestea au această problemă, să zic așa, fiindcă omul vrea și el să mânce o roșie, asta cu bio nu prea o înghit eu, fiindcă n-ai ce face și fiind căldurile astea mari, insectele vor înnăpăvi pe aceste plante, fiindcă au și ele nevoie de lichide, mă refer la insecte, și dacă insectele au nevoie de lichide, vor extrage aceste lichide din plante și atunci va crește acest atac asupra legumelor, plantei respective, și pur și simplu nu vei avea ce face. Trebuie să dai cu insecticid. Și albina merge pe aceste plante și ia un pic de insecticid, care culmea e făcut să atragă insectele, și albina face parte din această familie a insectelor. Și astfel ai nevoie de vitamina C pentru a face o imunizare a albinei sau să facă față mai ușoră intoxicației, să nu rămâi chiar cu stupul gol. Aici o să scot ramele mai albe, construite, fiindcă nu văd să-și mai aibă rostul. Scot grila Hahnemann și voi verifica cuibul dacă totul este în regulă. Văd că miere are. Acum nu știu dacă e miere actuală sau e ce am lăsat eu. Ținem mierea până în ultima clipă, ca după aia să nu intri în criză de timp, să nu aibă coloniile respective de mâncare și apar probleme. Așa ții mierea la dispoziția albinei și va fi totul în regulă. Un lucru ce mă surprinde pe mine un pic, am văzut apicultori, Dumnezeu înțelege ce fac acești apicultori. Acum două săptămâni dei cu silop, după aia, următoarea săptămână, extrageau miere la tei, iar acum din nou sirop. Deci
Nu știu, eu am așa, capul meu este în ceață văzând acest lucru. Păi, ori dai sirop, ori lași miere, până la urmă ce faci acolo? Ce faci acolo? Distanța între filme, ce sugerează? Adică 2 săptămâni. E o treabă, după aia altă treabă, ba mor albinele de foame, ba Odita Maiculescu. Amuzant, pe o parte este aprecierea masivă a acestor apicultori. Cum poate cineva cu mintea limpede, mă, bravo, ești Masterchef, că acum 2 săptămâni vedeai zorcăială, după aia extra, după aia iară dai zorcăială. Păi, n-ar trebui să o țin aceeași linie, ori stânga, ori dreapta. Cei care urmăresc acolo mii de oameni, aplaud. Da. Mă rog, face fiecare cum consider. Dar bate la ochi așa un pic, nu? Iată, asta este miere. Singura miere care am extras-o anul ăsta a fost la o colonie. Aș putea să mai extrag și o ramă cu miere, dar nu mă complic pentru o ramă cu miere. Le las deocamdată în pace pe acest criteriu. Bine, am văzut că am 3 rame, deocamdată rămâne catul. Îndepărtez diafragma, panema, ne uităm un pic și în cuib. Am ajuns cam de multișor la el. Și propolizează foarte, foarte bine. Deci este propolis timpuriu față de alți ani. Iată, am această organizare aici și trebuie să văd care e situația. Deci, pentru că se apropie floarea soarelui, ideal ar fi în apa albinelor să introduceți vitamina C. Puteți să o dați de acum mult, mult timp. În anul trecut am dat direct în cuib. Anul acesta nu mai dau direct în colonii. Am alte priorități și atunci am preferat să dau în apă direct. Dai acolo la 2-3 zile, umplu gălețile cu apă, punem vitamina C. Acum probabil vă întrebați, mă, ce cantitate. Eu pun la 10 litri de apă, 10 grame deocamdată. Așa, da, scorbit. Să vedem ce e aici. Dizolvă acidula ascorbică, îl dizolv într-o sticlă, după care îl torc în apa care o dau la albine. Deci această colonie are destulă mâncare. Mâncare cât cuprinde. Arunc o privire un pic la puiet, dacă totul e în regulă, doar îi pun un pic de tratament. Și
sunt un pic agitate, dar aici am o ramă neagră ce am dat-o data trecută să văd dacă a venit masca și a oas. Deci aceste rame date sunt perfecte pentru a depune ouă. Ai luat masca, a depus ouă, foarte frumos. Foarte faină treaba. Am mai uit la o ramă și gata. Nu mai trebuie să fac altceva. Dacă colonia are ouă, larve, deranjul de acum va fi tot mai mic. Este o matcă mai în vârstă, mai de anul trecut. Totul pare în regulă. Mai verific una. Așa. Lucrăm liniștiți. Asta e și mai goală. Mămierea e sus în cat, de aceea nu poți să le iei mierea. Deci sunt ouăle. Totuși, acum, la începutul lunii iulie, mai sunt câteva zile, o să dea reginele un fel de restart. Vor începe să depună ouă într-un ritm mai bun, să zic așa. Bine, deci nu își fac absolut nimic, îl aerisim un pic, îi dăm mai mult aer. Și, bineînțeles, tratamentele care le folosesc eu, adică formicul. E o colonie destul de măricică și arată bine, bine. În următoarea perioadă s-ar putea să fie necesar să aducem un pic de proteină. Restartul acesta a reginelor va necesita, să zic așa, că nu mai trebuie beță, va necesita un pic de proteină mai multă. O să preparăm niște turtă, venim și le dăm turtă proteică, dar undeva în 2 săptămâni am calculat să treacă această floare a soarelui din zonă, să văd unde mă aflu cu toxicitatea respectivă. Bun, totul e în regulă. Grila Hahnemann nu mai pun acum, încă nu mai este nevoie. Punem catul direct și ramele deasupra. Astfel albinele vor avea o aerisire mai bună. Acum nu știu dacă reginele vor urca sus, nu vor urca, e treaba lor. Cam atâta și în acest fil. Totul arată bine. Punem la loc, lăsăm aerul, scoatem grilele Hahnemann și până data viitoare, numai bine!